Handbaliștii clubului sportiv Minaur Baia Mare continuă seria meciurilor de pregătire înainte de reluarea Ligii Naționale. După două amicale cu CSM Oradea, băimărenii au disputat alte două meciuri test în compania Naționalei României sub 21 de ani. Cele două confruntări s-au disputat în sala polivalentă la Scărpană. Victoria a revenit echipei antrenate de Raul Fotonea, care a câștigat primul meci cu 43-39, după care s-a impus în a doua partidă cu 35-27. Pentru reprezentativa României au evoluat și doi handbaliști băimăreni. Este vorba despre Adrian Dedea și Călin Căbuț. Minaur a disputat astfel ultimele amicale înainte de Liga Națională, care va începe la 1 februarie. Minaur va disputa primul meci oficial din acest an în deplasare la CSM Focșani, într-o partidă programată în etapa a treia din retur. După 15 meciuri disputate în campionatul național de handbal masculin, băimărenii ocupă poziția a noua clasamentului cu 18 puncte acumulate.